Conceptele despre credință și religie există de mii de ani în istoria omenirii. Multe dintre obiectele noastre de artă, de la clădiri până la opere literare, sunt influențate și inspirate de religie, în timp ce multe societăți din lume sunt organizate după sisteme de credință, cu toate că mulți oameni nu se consideră deloc religioși. Ce s-ar întâmpla atunci dacă am ști cu siguranță că aceste ființe divine nu există? De secole, religiile monoteiste, cum ar fi creștinismul sau islamismul, sunt printre cele mai populare din lume. Împreună cu cele două religii, au atras aproximativ jumătate din populația lumii de astăzi, creștinismul fiind cea mai răspândită religie din lume. Dar sunt din ce în ce mai mulți oameni care nu au niciun fel de religie. Secularismul secolului XIX a făcut ca din ce în ce mai mulți oameni să prefere știința în locul religiei. Ateismul care înseamnă să crezi că nu există divinitate și alte credințe care nu sunt centrate pe ființe divine există încă din secolul V înainte de Hristos. Cu toate că diviziunea dintre religie și știință este percepută de cele mai multe ori ca un conflict, este greșit să presupunem că ele sunt sau au fost mereu în contradicție. Mulți dintre cei mai faimoși oameni de știință, inclusiv Charles Darwin, au fost într-o oarecare măsură religioși și nu considerau că sunt în contradicție cu religia. În timp ce cartea lui Darwin, Originea Speciilor, a fost controversată în secolul XIX, acesta se considera ca fiind agnostic, ceea ce înseamnă că cineva nu crede că oamenii nu pot ști sau înțelege natura lui Dumnezeu. Darwin nu credea că teoria lui legată de evoluție respingea existența divinității. Într-o scrisoare pe care a scris-o în 1860, Darwin spunea că nu are intenția de a scrie lucrări ateiste. La fel ca mulți alți oameni de știință care erau și religioși, acesta a spus că existența lui Dumnezeu ar avea sens ca fiind cauza inițială, ideea fiind că Dumnezeu a fost cel care a pornit revoluția sau pentru a aborda problema științific, intervenția divină a stabilit legile fizicii și a cauzat Big Bang-ul. Mai târziu, chiar și Albert Einstein, despre care se crede că nega complet religia, mai ales după scrisoarea care a apărut în 2008, nu era de acord să fie considerat ateu, și la fel ca și Darwin nu încerca să înlocuiască religia cu știința. Cu toate acestea, există, bineînțeles, și oameni de știință care vor să demonstreze falsitatea religiei. Printre aceștia s-a numărat și Stephen Hawking, care a scris în ultima lui carte, Universul a fost creat în mod spontan din nimic conform cu legile științei. Un argument foarte comun împotriva existenței lui Dumnezeu este legat de dimensiunea Universului. Dacă Dumnezeu a făcut oamenii după chipul și asemănarea lui, ceea ce înseamnă că pentru Dumnezeu omenirea este preocuparea principală, de ce a făcut Universul atât de enorm și greu de înțeles? De ce l-a făcut să existe cu atât de mult timp înainte ca oamenii să apară? Dar știința nu este singurul motiv care a dus la secularism. Pentru mulți este de fapt o problemă filozofică la baza căreia stă existența răului. Întrebarea principală fiind cum poate cineva să împace existența lui Dumnezeu cu existența suferinței. În creștinism, de exemplu, pentru ca Dumnezeu să fie Dumnezeu, acesta trebuie să fie omniscient, omnipotent și bun. Dacă Dumnezeu este bun și știe despre suferință, dar nu o oprește, atunci nu este omnipotent, deci nu este Dumnezeu. Dacă este bun și are puterea să oprească suferința, dar nu știe despre ea, atunci nu este atot știutor și nu poate fi Dumnezeu. Și în cele din urmă, dacă Dumnezeu știe despre suferință și ar putea să o oprească, dar nu o face, atunci nu este bun, iar prin urmare din nou nu este Dumnezeu. Printre contraargumentele împotriva necredincioșilor este acela că Dumnezeu nu poate fi înțeles de către oameni și că El lucrează către binele suprem. Dar aceasta poate fi văzută ca o consolare insuficientă de către cineva care a trecut printr-o experiență oribilă. De exemplu, un eveniment major care l-a făcut pe Darwin să se îndoiască de credință a fost moartea fiicei lui de doar 9 ani pe nume Annie. Este poate de înțeles atunci de ce oamenii își pierd credința când Dumnezeul în care credeau pare să permită ca unele lucruri oribile să se întâmple. Într-o lume în care ar exista dovești științifice că Dumnezeu nu există, nici problema răului nu ar mai exista. Răul sau lucrurile rele care se întâmplă nu ar mai fi văzute dintr-o perspectivă religioasă. Tragediile ar fi doar o parte a vieții și comportamentele urâte ale oamenilor ar fi măsurate prin alte metode decât cele din textele și învățăturile religioase. Cât despre apariția vieții, a universului și a tot ceea ce există, ar fi dezbateri în mod constant, pentru că chiar dacă Dumnezeu există sau nu, nimeni nu poate ști sigur cum a apărut totul. Dar asta ne duce la cel mai important aspect. Al religiei, credința. În general, oamenii religioși nu au nevoie de dovești științifice care să ateste existența lui Dumnezeu, pentru că o parte importantă care îi face să fie religioși este credința că El există. Este ceva care a fost studiat intens și unii sugerează că sunt motive sociologice care au dus la dezvoltarea și acceptarea religiei încă de acum mii de ani, cum ar fi teoria gestionării fricii. Această teorie susține faptul că religia este o cale aleasă de oameni. Pentru a reduce anxietatea legată de moarte, din moment ce toți suntem blestemați sau poate bine cuvântați, să știm că într-o bună zi vom muri. A crede într-o religie înseamnă să crezi și în viața de apoi, fie că vorbim despre rai, reîncarnare sau orice altceva, iar asta pare să ajute oamenii să scape de acea anxietate. Această teorie susține că este reconfortant să crezi că dacă urmezi anumite reguli vei fi fericit pe vecie. Într-o lume în care s-ar demonstra științific că Dumnezeu nu există, nici astfel de tactici de gestionare a fricii nu ar fi posibile. Dar asta s-ar întâmpla doar dacă toată lumea ar accepta aceste teorii care ar dovedi că divinitatea nu există, iar asta este puțin probabil să se întâmple vreodată din cauza credinței. Se poate spune că știința, mai ales în ultimii aproximativ 200 de ani, a făcut progrese majore care duc la schimbări mari în religie și societate. Se știe că pentru o perioadă lungă de timp, religia era cea care oferea răspunsul la toate întrebările noastre de natură filozofică, dar acum știința este cea care poate oferi multe dintre aceste răspunsuri. Cu toate astea, este puțin probabil ca omenirea să renunțe la credință în masă, chiar dacă ar exista dovești științifice clare care să ateste faptul că Dumnezeu nu există. Doctrinele religioase sunt încă un mod prin care mulți oameni încearcă să înțeleagă lumea ciudată în care trăim. Într-adevăr, este destul de ușor în zilele noastre să-ți dai seama că unele povești nu sunt reale, așa cum ar fi că lumea a fost creată în șapte zile sau că Isus a înviat, dar asta nu oprește milioane de oameni să urmeze în continuare religia creștină. Cât despre dovezile științifice, seculariștii contemporani cred că în zilele noastre sunt dovezi mult mai mult decât suficiente pentru a justifica felul în care văd ei lumea dar și oamenii religioși cred același lucru despre idealurile lor. Asta înseamnă că din anumite puncte de vedere deja s-a dovedit că Dumnezeu nu există. Cu toate astea, disputa dintre cele două părți continuă. Probabil că singurul mod prin care omenirea ar ajunge să creadă că nu există Dumnezeu ar fi dacă o ființă a tot știutoare ar veni pe pământ să le spună asta. Dar asta ar demonstra de fapt că există Dumnezeu și că dintr-un anume motiv ar încerca să ne convingă că nu este așa. În cele din urmă totul se rezumă la credință, fie ea în religie, în știință sau în ambele. Sunt multe moduri prin care se pot aduce dovezi împotriva existenței lui Dumnezeu, ceea ce ne duce la un număr tot mai mare de atei în lume. În ciuda acestui fapt, probabil că niciodată știința nu va înlătura complet credința sau sentimentul interior că atunci când vine vorba despre a înțelege absolut totul, suntem depășiți. Cam asta s-ar întâmpla dacă am dovedi că Dumnezeu nu există. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!